Băieții pregătiți de Ionuț Ivan și Marian Angelian, dar însoțiți la acest turneu doar de cel din urmă și de Cristi Trandafir, au reușit 3 victorii la diferențe foarte mari, depășind cifrele realizate în urmă cu 2 săptămâni la Ploiești. Au înscris 400 de puncte în total față de numai 360 în Olimpia și au încheiat cele 2 zile cu un coș averaj de plus 322. Cu 6 victorii, CSM Ploiești a câștigat grupa a 10-a acestei prime faze a campionatului. Primele 3 clasate s-au calificat pentru faza a 2-a, în care se alcătuiesc 4 grupe de câte 6 formații și se joacă 4 turnee în datele de 5-6 noiembrie, 19-20 noiembrie, 10-11 decembrie și 17-18 decembrie.